Bună ziua, stimați prieteni! Vă invit la cea de 178-a ediție de analize economice, un proiect comun IDIS Viitorul și Privesc Eu. Toate celelalte ediții le puteți privi pe pagina noastră oficială sau pe pagina mea iuniță.md la rubrica analize economice, unde puteți să le alegeți chiar și după tematica care vă interesează. Astăzi vreau să vorbim despre creditarea mediului de afaceri de către sistemul nostru bancar. Am mai vorbit și anul trecut. Astăzi voi da câțiva indicatori noi și aici noi nu atât dăm statistica care o puteți găsi și pe pagina oficială a Băncii Naționale, cât încercăm să vedem sub diferite aspecte care este fenomenul creditării și cu cine confruntăm noi. Haideți să începem cu următorul lucru. În trimestrul 3 din acest an, volumul de credite noi contractate de către companiile din Republica Moldova a atins un record fără precedent în istoria noastră, 11,9 miliarde de lei luați într-un singur trimestru de către companiile noastre sub formă de credit, iar valoarea anuală a creditelor a depășit 42 de miliarde de lei. Deci așa ceva n-a fost niciodată. Dacă ne uităm atent, noi până în 2010 am crescut până la 21 de miliarde de lei, apoi am stat 10 ani de zile practic fără niciun fel de creștere, chiar cu scădere, deci luam anual cam 20 de miliarde lei, am crescut până în 2022, apoi un an și jumătate am stat, un an și ceva am stat pe linie moartă, deci creșterea a fost de zero, iar acum avem așa o accelerare și am ajuns la 42 de miliarde. Când auziți cifra de 42 de miliarde, evident apare un șoc și ideea IDIS Viitorul și analizele economice, nu vă șocăm, dar să vă explicăm care este situația. Din câte vă dați seama foarte bine că în restul 42 de miliarde de lei care au fost luate credite, nu cu atât a crescut datoria agențelor economice față de sistem bancar. Și de aceea luăm un următor indicator care ne ajută să înțelegem care este situația sau modificarea soldului. Ce înseamnă lucrul acesta? Deci persoanele juridice, astăzi vorbim doar persoane juridice, iau credite la bănci și întorc înapoi credite. Ne interesează cu cât a crescut povarul sau cât a crescut datoria față de sistemul de bancar de către agenții economice. Dacă ne uităm atent, în trimestrul 3, volumul de credite noi luate a fost de 11,9 miliarde de lei. Însă, în aceeași perioadă, agenții economici au trebuit să întoarcă înapoi 10 miliarde de lei. Deci, în realitate, volumul de credite nete luate sau volumul de credit care a crescut, nu folosim nete, dar modificarea soldului a fost de 1,9 miliarde, vă spun de ce nu folosim nete, că vom folosi următorul indicator. Dacă nu uităm atent, noi observăm că 90% din toate creditele noi luate, de fapt, ele acoperă creditele vechi. Practic, în această perioadă, din 2020 am luat, din această perioadă, din 2020 până în 2024, chiar dacă auzim sume, 5 miliarde de lei luate într-un trimestru, 7 miliarde, 8 miliarde, 10 miliarde, 90% din această sumă trebuie descăzut din simplu motiv că întoarcem creditele vechi și, în realitate, mediul de afaceri și-a crescut povara datoriilor, dacă observați, 1,2, 1,1, chiar am avut perioade, cum a fost, spre exemplu, în 2020, în trimestrul 2, atunci, după ce s-a început criza, credite au fost luate de 5,6 miliarde, nu, iar vechi întoarse 6,3, deci creditarea a fost chiar negativă, deci credit s-au luat mai puțin decât s-au dat. Fix așa a fost și în anul 2023, la începutul anului, deci acest 10,2 de indicatori, el e cu mult mai aproape de realitate, și dacă observăm, în acest an, oricum avem în total deja luat, dacă ne uităm atent, peste 4 miliarde de lei timp de 3 trimestre, creditare netă. Dar și aceasta nu-i tot. Al treilea indicator, de fapt, care ne arată cel mai clar situația din sistemul bancar, este așa numitul indicator creditare netă. Haideți să ne lămurim ce avem în vedere. Deci, agenții economici au luat 11,9 miliarde de lei credite într-un singur trimestru. Însă au întors înapoi 10 miliarde de lei credite vechi. Au rămas 1,9 miliarde. Ei au luat de la bănci 1,9 miliarde lei curat, însă au pus depozite în bănci. Deci, ei au credite, dar întorc înapoi creditele vechi și mai pun și depozite în bănci. Și atunci creditarea netă nu este altceva decât volumul curat de credite luate de agenții economici de la bănci minus depozitele care le-au pus ei în bănci. Și aici, dacă ne uităm atent,
În trimestru 3, agenții economici au luat curat din bănci 1,9 miliarde de lei sub formă de credite, dar au pus înapoi în bănci 2,8 miliarde de lei sub formă de depozite. Iar creditarea netă a fost negativă. Asta înseamnă că la cifra aceea de 11,9 miliarde de lei, care v-a șocat, cred că când ați auzit, în realitate, suma care au întors-o ei înapoi la bancă a fost de 10 miliarde de lei și suma depozitor care au pus-o la bancă a fost de 2,8 miliarde de lei. În total, ei au luat din bănci 11,9, dar au adus la bănci 12,8. Deci creditarea netă a fost negativă, minus 0,38 miliarde de lei. Altfel spus, cifra aceasta impresionantă de 11,9 miliarde de lei, în realitate, nu ne spune absolut nimic dacă nu ne uităm la indicatorul, dar câți bani au dus ei înapoi la bancă, creditele vechi, și cât au dus depozitele. Din ultimele 19 trimestre, începând cu anul 2020, din 19 trimestre, în 12 din ele, creditarea netă a business-ului a fost negativă. Deci ei au dus mai mulți bani la bancă decât au luat înapoi. Vedeți aici, eu am făcut cu grafic foarte clar să vedeți. Spre exemplu, în trimestru 4-2023, au luat credite de la bancă 0,38 miliarde de lei și au depus depozite în bancă 5,32 miliarde de lei. Creditarea netă minus 4,34 miliarde de lei. Deci noi observăm că, de fapt, indicatorul de bază care ne arată nouă situația de economie nici nu este volumul de credite noi luate, nici nu este soldul creditelor noi luate, că soldul e pozitiv practic în toată perioada, dar creditarea netă sau altfel spus câți bani real au luat agenții economici din bănci dacă ne uităm la banii pe care i-au luat minus banii care au dus înapoi. Deci ei au credite noi, iar duc la bănci credite vechi și depozite. Dacă ne uităm până în anul 2012, creditarea netă a fost tot timpul în creștere, deci agenții economici în fiecare an luau din ce în ce mai multe credite comparativ cu depozite care făceau în bănci. În principiu, toată lumea așa și este sistemul bancar. Care este ideea sistemului bancar? Populația face economii sub formă de depozite, iar băncile creditează mediul de afaceri sub formă de credite. Populația face economii, agenții economici fac investiții. Până aici totul e clar. În istoria Moldovei, mereu a fost așa, ca și la alte țări, evident, plus minus, la noi nu ne putem compara cu alte țări ca volum de credite, că economia este micuță, slabă, fragilă și nu doar ca volum, dar chiar și raportat la produs intern brut. După 2012-2013, noi avem o scădere continuă a creditării nete. În 2021 noi am înregistrat un fenomen fără precedent în istoria noastră. Creditarea netă a fost negativă, minus 700 de milioane de lei. Altfel spus, volumul de credite în bănci a fost mai mic decât volumul de depozite în bănci. Însă, în acest an, creditarea netă a ajuns la un nivel fără precedent de aproape 10 miliarde de lei. Avem minus 9,4 miliarde de lei. Deci agenții economici țin în bănci cu 9,4 miliarde de lei mai mulți bani de credit au luat. Deci observați deja și am mutat la volumul cel mare de credit. Avem acest indicator, de fapt ne arată că problema nu este în sistemul bancar, problema este în mediul nostru de afaceri, care este unul foarte sensibil și foarte slab în sensul în care se teme să investească, se teme să facă investiții și aceste investiții, dacă vedeți, cel mai clar se vede pe indicatorul creditarea netă a business-ului. Evident, 9 miliarde de lei de astăzi nu putem compara cu 1 miliard de lei în 2000, de aceea luăm așa indicator că creditarea netă a mediului de afaceri față de bănci raportat la produs intern brut. În 2000, când economia noastră era foarte slabă, creditarea netă, credeam că atunci este cel mai rău, era 5,6% din produsul intern brut. Într-adevăr, asta e indicator foarte micuț. În alte țări, aceasta e 30, 40, 50, 70, 100% din produsul intern brut. Noi am ajuns la maxima istorică, 17,8% din produsul intern brut în 2012. De atunci suntem în continuă scădere, iar astăzi noi avem o situație fără precedent, cred că nu mai știu dacă undeva în lume este așa ceva, dacă cineva cunoaște vreo țară în lume unde creditarea netă a business-ului este negativă, vă rog mult să mă informați, eu chiar voi fi curios și sigur că vă invit și
luăm prânz undeva în cel mai bun restaurant care vă puteți imagina. Deci nu mai cunosc o țară în lume cu așa ceva, minus 2,9% creditarea mea. Deci asta este situația la noi, de ceea ce asta se întâmplă, se vede pe următorul grafic foarte simplu. Linia de sus, care a fost mereu sus, este volumul de credite luate de către agenții economici de la bănci, iar linia de jos este volumul de depozite care agenții economici le fac în bănci. Luăm anul 2013 și vedeți, au luat 37,3 miliarde lei credite, dar au pus în bănci 20,5 miliarde de depozite. Creditarea netă e 17 miliarde lei. Deci asta este suma cei care ați văzut-o mai sus. Începând cu anul 2023, observăm că volumul depozitelor cresc constant. Deci agenții economici, nu doar că nu i-au credite, dar banii lor nu știu ce să fac, dar și duc la bănci. Astăzi am ajuns la 52,6 miliarde lei depozite. Creditele au crescut și ele brusc în anul 2024, de la 38,6 la 43,2, dar cu mult mai lent decât depozite. Și observați că să avem o ruptură, deci avem un fenomen, încă o dată repet, în istoria noastră a fost prima dată în 2021 și acum în 23-24 se repetă. Sper foarte mult că în 25 va dispărea și nu va mai fi niciodată în istoria noastră, iar noi cândva vom scrie în manuale că a existat un fenomen unic pe globul pământesc când într-o țară, cum este Republica Moldova, am avut așa fenomen când creditarea neta business-ului a fost negativă și nimeni nu va crede și va spune că așa ceva nu e posibil. Uitați-vă că noi trăim așa ceva. Ca să înțelegem situația noastră, am făcut pe trimestri până în 2000, am făcut anual, unde am arătat cu cât au crescut depozitele și cât au crescut creditele în sistemul bancar de la agenții economici și se vede linia foarte clară. Uitați-vă, în 2024 noi avem creditele au crescut 4,6 miliarde, în schimb depozitele au crescut 5,8. Anul trecut, în 2023, a fost un an destul de complicat, creditele au crescut cu 0,2 miliarde de lei, depozitele cu 10,8 miliarde de lei. De fapt, avem o creștere fără precedent. Agenții economici nu au investit nimic, banii pur și simplu au dus la bancă. Observați, de creditele n-au crescut deloc, depozitele au crescut cu atât. Aici așa a apărut această diferență mare care o vedeți. În 2022 doar a fost situația invers, știți că atunci dobânzile erau micuți, am avut o accelerare a creditării și am avut 4,9 miliarde de lei. Creditele au crescut și depozitele doar în 1,8 miliarde. În rest, dacă observați, în ultimii ani de zile noi avem o situație care iarăși rar se întâmplă și nu veți mai găsi așa ceva, când depozitele cresc mai repede decât creditele. Acum, noi putem da vina pe dobândă bancară. Uitați-vă, noi am pus două valute ca să fie foarte clar. Am pus dobândă bancară, dobânda minimă ponderată la creditele în lei și la creditele în valută. Anul 2000, creditele în lei în mediu erau 33%, în valută 16,7%. În 2021 am ajuns minimul istoric 8,32% în lei și 4% în valută. Înăsprirea politicii monetare a Băncii Naționale ne-a dus la 12,1% în lei și la 6,1% în valută anul trecut. În acest an, în valută, creditele chiar au mai crescut o leacă, 6,3%. În lei, în schimb, s-a prăbușit practic dobânda în lei, 8,9%. Asta și-a accelerat cumva creditarea, deci business-ul a început să iei credite, dar oricum este incomparabil mai micuț față de toate celelalte lucruri. Acum, încă un lucru care vreau să-l dau și mi se pare interesant, am să dau aici câteva grafice care ne explică. Am început să mă uit ce fel de credite iau agenții economici. Le-am împărțit în trei categorii. Credite până la 12 luni, adică credite practic de cheltuieli curente, salarii, procurări careva, credite de la 1 până la 2 ani, credite scurte, și deja credite de la 2 până la 5 ani, peste 5 ani, în 4 categorii, le-am împărțit. Ultimele două categorii le numesc credite investiționale. Dacă ne uităm atent, la noi creditele până la 1 an de zile practic dispar, dar avem un fenomen 2022 trimestru 4 și 2023 trimestru 1, când ele brusc au crescut și lucrul acesta este evident că se datorează crize de atunci și agenții economici s-au împrumutat pe termen scurt, au avut nevoie de bani lichizi pe termen scurt și acum avem un fenomen destul de clar când creditele mai mari de 5 ani de zile înregistrează o creștere semnificativă atât în trimestru 2 cât și în trimestru 3.
Pentru ca să ne fie clar, am luat perioada de criză, 22 trimestru 4, 23 trimestru 1, și am luat perioada de revenire la normalitate. De acum să vedem diferența. Uitați-vă atunci, creditele până la 12 luni erau 17,3%, acum e 47%. Practic au dispărut creditele acestea, atunci a fost un șoc și au luat credite pe termen scurt. În schimb, acum, atunci creditele mai mari de 5 ani au fost 6,9%, iar acum 10,9%. Mi s-a părut relevant să văd cum au crescut ponderea creditelor investiționale. Eu sub credit investițional voi considera creditul cel la care se ia pe o perioadă mai mare de 2 ani. Și atunci le-am împărțit creditele la 2 până la 5 ani de zile și 2 creditele peste 5 ani de zile. În acest an noi avem 3 recorduri care nu s-au mai repetat, a fost în 2014, de un alt punem în considerație, știți dumneavoastră, a fost jaful bancar și acolo datele sunt destul de distorsionate. Dar primul record este că creditele mai mari de 5 ani de zile, pentru prima dată ponderea lor a depășit 10%. Deci mai mult de 10% din toate creditele luate s-au fost luate pe perioadă peste 5 ani de zile. Al doilea lucru care tot se repetă acum pentru prima dată, creditele mai mari, între 2 și 5 ani de zile au ajuns la nivel de 53,9%, am avut anul trecut 54%, ele erau ca volum mai micuț, așa că vom considera că acum tot ce este record. Și al treilea este că creditele investiționale au ajuns la două treimi de toate creditele luate, sunt luate pe perioadă mai mare de 2 ani de zile, ceea ce bucură, asta înseamnă că agenții economici timid, dar încep să se încline spre investiții. Dacă să ne uităm pe valuta care se ia, în prezent undeva 65% din toate creditele sunt luate în lei, dar am avut și situația deosebită anul 2022, dacă nu uităm atent, în 2022, cine se aduce aminte, s-a răsput războiul în Ucraina, s-a năsprit politica monetară a băncii naționale și atunci populația noastră s-a speriat, dacă nu uităm în 2022, din cele 9,1 miliarde de lei credite luate, 4 miliarde au fost în lei și 5,1 au fost în valută. Noi foarte rar am avut perioadă când s-a luat mai mult credit în valută, dacă a fost în 2022, în rest noi practic ne împrumutăm în lei. Nu, și la urmă, doi indicatori care ați înțeles că nu sunt. Ei sunt foarte importanți ca să știm, dar relevanța lor este destul de slabă, este care este soldul creditelor bancare luate de agenți economici. Au crescut în 2000, agenți economici aveau 2,2 miliarde de lei luate de la bănci, datoria lor față de bănci era 2,2, a crescut până la 37,3 miliarde de lei în 2013, apoi a scăzut constant până în 2018, deci știi foarte bine, de atunci a crescut până în 2021, am avut o stagnare până în 2023, 22 a crescut și în sfârșit în 2024 avem o creștere destul de puternică a creditelor luate de către agenții economici la bănci. Însă, după cât știți, nu putem compara creditul din 2024 cu creditul cu leul din 2000. Din acest motiv, cel mai bine să luăm raportat la PIB. Deci datoria agentelor economici față de sistemul nostru bancar a atins maxima istorică în 2014, 34% din PIB. De atunci a scăzut până la minimul din 2018, 35% din PIB, apoi a cunoscut o ușoară creștere, în 2023 iarăși am ajuns la 13,8%, practic iarăși următorul minimum, iar în acest an avem 14,4%, iar cu ritmul cu care mergem noi, restabilirea economiei noastre până la jaful bancar, în cel mai bun caz, mai va lua încă vreo 10 ani de zile. Deci noi, prin 2035, cred că vom ajunge înapoi la 33% din PIB credite luate de la bănci. În concluzie, sistemul nostru bancar oferă dobânzi competitive, sistemul nostru bancar are oferte bune pentru agenți economici, însă agenții noștri economici, creditele care le iau noi, chiar dacă au ajuns un record absolut, 90% din ei, de fapt, doar compensează creditele vechi luate, 1, și 2, chiar și aceste credite noi luate care rămân, ca volum, sunt mai mici decât depozitele care le fac agenții economici la bănci. În concluzie, agenții economici duc mai mulți bani la bancă decât iau de acolo, ceea ce înseamnă că economia noastră are o problemă foarte mare,
are o problemă care n-a mai avut precedent în istoria noastră și sper foarte mult că 2025 va fi perioada când creditarea netă, nu pretind că va fi pozitivă, este greu să crezi lucrul acesta, cu toate că nu este imposibil, dar este greu să-l crezi, dar cel puțin va fi o tendință clară de restabilire a creditării de către băncile sistemului nostru economic, un indicator care arată că de fapt are loc o însănătoșire a economiei. Dar până ce urmărim și scopul analizei economice este nu doar de a vă da cifre care îți vă uimească, dar de a vă explica ce înseamnă ele și sper că astăzi ați văzut foarte clar că acest volum fără precedent de credite nete este prea puțin ca să fim fericiți. Vă mulțumesc și până data viitoare!